Și vă prezint invitații cu care discutăm despre acest subiect. În platou alături de mine este Răzvan Pascu, consultant în turism. Bună seara, bine bună venit, seara. Răzvan. Mulțumesc. Și aș vrea să vorbim în continuare și despre un protest inedit al profesorului și politologului Cristian Preda. A afișat în centrul capitalei zilele trecute o pancardă pe care scria: "N-avem bani pentru salarii, avem bani doar de safari." Suntem acum în legătură directă cu domnia sa. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, doamnă. Mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, am să încep cu dumneavoastră. Așadar, n-avem bani pentru salarii, avem doar pentru safari. Făceați referire la subfinanțarea sistemului universitar în contrast cu vizitele președintelui Klaus Iohannis aflat într-un turneu în Africa. Faceți o comparație interesantă între safariul președintelui și subfinanțarea din sistemul universitar. Să fi uitat domnul președinte că a fost cândva profesor? A, cu siguranță a uitat. Dânsul s-a suspendat activitățile didactice, cum se numesc ele, prin 2000, când a fost ales primar. Și, din păcate, vedeți, suntem în situația în care astă vară profesorii au protestat vehement, tocmai în legătură cu nivelul execrabil al salarizării. Din 90 încoace, profesorii sunt foarte prost plătiți. Greva a fost oprită pentru că a existat o presiune emoțională legată de examenele care trebuiau ținute, evident, în vară. Și guvernul a promis atunci că pe 15 septembrie vine cu o lege. E bine, au trecut mai bine de 2 luni de la acel termen. Am trecut deja de 15 noiembrie. Și iată că n-avem un proiect, n-avem ceea ce a promis guvernul în vară. Avem, în schimb, disponibilizați de la fondul de rezervă al guvernului bani pentru o călătorie a președintelui, pe care toată lumea a bănuit-o ca fiind o călătorie de plăcere. De altfel, vedem că dânsul e în weekend acum, într-un paradis turistic în Zanzibar, care, în fine, găzduiește sute de mii de turiști anual. Dânsul, cu banii de la buget, călătorește în ținuturi exotice, da. Și nici nu vrea să se afle ce înseamnă asta. Adică, dânsul, nu știu cum să vă spun, că oricine din lumea asta are dreptul să meargă, să-și petreacă timpul liber în Zanzibar, în Seychelles, în Mauritius, în... Da, interesant, domnule Preda, că nu doar profesorii se plâng de subfinanțare și în chiar zilele în care rulau pe toate ecranele dansurile familiei prezidențiale, mai multe categorii de salariați erau în stradă la proteste. Vă surprinde faptul că președintele nu a încercat măcar să mimeze că are un obiectiv politic sau de politică comercială? Păi nu are. Adică n-avea ce să mimeze, pentru că, nu știu, scria deja cineva că schimburile comerciale cu una din țările cuprinse în acest turneu, cu Capul Verde, sunt de 60 de dolari pe an sau de euro pe an. Deci este o făcătură, cum se spune, în limbaj neacademic. Domnul președinte, însoțit de Carmen Iohannis, simulează un turneu politic, un turneu diplomatic, pentru a-și petrece timpul liber cu sprijinul bugetului de stat, pe care îl secretizează. Da. De asta am spus, ar trebui ca în Parlament cei care urmăresc cheltuirea banilor publici, asta este o funcțiune esențială a oricărui parlament din lume, din secolul XVIII încoace, ar trebui să se sesizeze și să ceară socoteală. Domnul Iohannis de altfel a și mințit, cum că legea l-ar obliga să secretizeze cheltuielile. Nu este adevărat. Dânsul, ca șef al administrației prezidențiale, a cerut această secretizare. Da. Deci, în loc să dea seamă de felul în care își asumă mandatul, vorbind în numele României, în context european, în context internațional, pentru că avem nevoie de aceste interacțiuni, dânsul ascunde banii cu care călătorește și se distrează. Da. Vedem. Rămâneți, vă rog, alături de noi, domnule Preda. E alături de mine Răzvan Pascu, unul dintre cei mai cunoscuți consultanți în turism. Da, da, da. Dacă despre zborurile lui Iohannis se știe că sunt secretizate, la vacanțe putem obține de la Răzvan Pascu un ordin de mărime. Cât ar costa până acum, Răzvan, parcursul turistic al familiei prezidențiale pentru un român care își dorește să viziteze Africa?
Vă dați seama că mi-e foarte complicat să vă spun, dar am să vă dau câteva exemple din piață. Excursii obișnuite, deci nu la nivelul acesta, de exemplu, de siguranță, pentru că probabil sunt niște costuri suplimentare inclusiv cu asta. Nu poți să-l cazezi la orice fel de hotel, trebuie să aibă un staff. Bănuiesc că nu sunt numai ei doi și atunci mai e stafful de la Cotroceni, știu eu, mai fi de la servicii secrete și așa mai departe. Dar vă dau un ordin de mărime, un safari în Tanzania la un hotel bun de 4 stele plus pentru o perioadă de 10 zile, cu tot cu mese, ajunge undeva pe la un 5.000 de euro de persoană. Dar o călătorie de genul acesta, bine, vorbim de un bilet la economy, nu cu un private jet, adică gândiți-vă și dacă zbor la business te costă cam de 3 ori mai mult decât economy, la economy class e 1.000 de euro, la business class probabil e 3.000, dacă mergi cu private jet e 300.000, minim, adică nu cred că poate să coste mai puțin decât atât. Un avion care să zboare, deci e cam... Deci un avion de dimensiunea aceea cred că este cam 30-40 de mii ora de zbor. Și cred că au zburat cam 10 ore până acolo, deci e simplu, cam 3-400 de mii avionul. Da. Numai dus. Și apoi să zbori în toate celelalte țări și gândiți-vă că domnul președinte începe... Deci eu vorbesc doar turistic, nu mă interesează. Poate să fie de la orice fel de partid și orice fel de preferință politică, dar începe turneul la Oceanul Indian, pe coasta de est a Africii, și în încheie la Oceanul Atlantic, pe coasta de vest a Africii. Superb! Da, domnule Preda, s-au făcut speculații că fiind pe ultima parte a mandatului, Klaus Iohannis s-a gândit să bifeze din bani publici această zonă neacoperită din palmaresul său turistic, deloc de neglijat. Credeți că nu și-ar fi permis președintele să facă un asemenea circuit după încheierea mandatului? Evident că și-ar permis, din ce spune domnul Pascu, și știu că domnia sa are o mare experiență în călătorii, inclusiv în ținuturi foarte exotice, și-ar fi permis, cum își permit alți cetățeni români care câștigă bine, au venituri suficiente să plece în paradis câteva zile. Și tocmai asta este chestiunea, că aici e vorba despre un fals turneu diplomatic. Relațiile cu statele africane, relațiile cu continentul african ale Uniunii Europene sunt foarte importante. Sunt chestiuni extrem de sensibile. Chestiunea migrației este un punct de agenda europeană de mai bine de un deceniu și, mă rog, a fost mulți ani și înainte, dar e un punct cheie în acest moment. Problema terorismului, problema răsturnărilor de regimuri care sunt susținute de Moscova. Toate astea sunt chestiuni extrem de sensibile. Ei bine, președintele nu are asemenea probleme pe agenda. Președintele pleacă 10 zile din țară cu un avion privat care, într-adevăr, costă sute de mii de euro pentru a fi permanent la dispoziția președintelui cu toate serviciile necesare. Există, cum spunea domnul Pascu foarte bine, și o serie de consilieri care îl însoțesc pe președinte. Există, pe de altă parte, costuri pentru transmisiune speciale, pentru că domnul președinte Iohannis nu poate să se izoleze, chiar dacă se duce în vacanță, de ce se întâmplă în România și trebuie să-i se asigure comunicații speciale. STS-ul, de pildă, are un sistem pus la punct care, la rândul lui, costă. Dacă te plimbi din estul Africii în vestul Africii, ai nevoie permanent de legături secretizate pentru a interveni în situații de criză. Da. Deci, probabil că sunt costuri de milioane de euro, dincolo de chestiunea logistică, închirierea avionului, șederea în locuri foarte luxoase și așa mai departe. Costurile de derulare a întregii vizite sunt enorme. Ori evident pentru toată lumea, e evident pentru toată lumea că președintele ascunde acest lucru tocmai pentru că irosește banii publici. Însă va da socoteală. Eu sunt convins că dânsul va da socoteală, așa cum au dat și alții care și-au permis să bage mâna în bugetul public și au crezut că impunitatea e pe vecie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor.
Răzvan Pascu, revin la discuția noastră. Ești persoana la care mulți români apelează în momentul în care vor să pună pe hârtie un circuit. Ales bine președintele? Da, cum ales. Apreciezi tu, în calitate de cunoscător, această schemă aleasă pentru deplasare? Ales foarte bine. Eu plec în Tanzania peste câteva zile, joi, deci mi-ar fi plăcut să-i fiu ghid acolo și aș fi făcut asta gratis, pentru aș fi salvat bugetul statului. Dar ales foarte bine, acum lăsând gluma la o parte. Kenya și Tanzania sunt două dintre destinațiile cele mai frumoase din Africa, sunt două țări superbe din punct de vedere al safariului. Pentru că telespectatorii trebuie să înțeleagă, acolo safari nu e ca la grădina zoologică, efectiv mergi printre animale, te duci în parcurile naturale care nu au, unde hotelurile, de exemplu, nu au garduri, sunt în mijlocul parcurilor, întâlnești animalele sălbatice, în special felinele, în zona Serengeti și Masai Mara. Tanzania este un stat care are vreo 120 și ceva de triburi. Zanzibar este parte a Tanzaniei, deci când s-a unit în 1964, s-a unit Tanganyika cu Zanzibarul și au format Tanzania. Deci este, gândiți-vă că în Tanzania este cel mai înalt munte al Africii, Kilimanjaro, 5895 de metri. Al treilea cel mai înalt munte al Africii este tot acolo, plantații de cafea. Iar Zanzibar este un mic paradis, deși oamenii nu o duc foarte bine, evident, e multă sărăcie acolo, dar investitori străini sunt și, apropo, l-am auzit pe domnul președinte vorbind inclusiv despre câțiva români pe care au investit acolo în turism, deci mi s-a părut asta cel mai hilar, deci practic este, domnul președinte a mers să ajute antreprenorii români să se internaționalizeze, să-și deschidă business-uri în străinătate, ceea ce este, credeți-mă, e wow, e science fiction. Da, revenind, dar e adevărat, la sunt, traseu, și eu cunosc vreo 5 arată români. Că e un bun cunoscător? Da, a ales foarte bine, deci v-am spus, începe la Oceanul Indian și mai e o chestie, capitala Tanzaniei, știți că multă lume nu știe, dar din 1995 este Dodoma, nu mai este Dar es Salaam. Dânsul a aterizat pe un aeroport pe care am aterizat și eu și știu că este în Dar es Salaam. Dar es Salaam este la Oceanul Indian. Dodoma nu ar fi fost. Deci nu întâmplător. Gândiți-vă, e ca și cum un președinte ar veni la noi în țară și ar ateriza la Brașov sau la Constanța, să vadă muntele sau marea. Deci este fix același lucru. Nu a aterizat la București președintele străin care vine în România, ci a aterizat... Depinde cu ce scop călătorești. Exact. Deci aici vreau să ajung. Iar și vreau să vă mai dau, dar nu știu cât timp avem, dar aș vrea să vă dau un ordin de mărime, doar ca să înțeleagă telespectatorii. Deci Kenya se află cam undeva la 40% din PIB-ul României, ca PIB. Deci noi avem 280 de milioane, miliarde de dolari, Kenya are undeva pe la 110. Kenya, înțeleg de ce e pe listă. Tanzania deja nu mai înțeleg, pentru că e 25% din PIB-ul României, adică 70 de miliarde. Deci un sfert din PIB-ul României în Tanzania, 70 de miliarde de dolari. Dacă trecem pe partea cealaltă, în schimb, în Senegal, vorbim de 27 de miliarde de dolari, adică o zecime din PIB-ul României și, ca să vezi și mai mult, insulele superbe, vulcanice, Capul Verde, au doar 2 miliarde de dolari PIB, adică 1% din PIB-ul României. Deci, nu vi se pare așa un pic SF? Adică, deci te duci într-o țară. Deci, în Africa sunt foarte multe investiții ale chinezilor. Și eu înțeleg interesul europenilor pentru care ar putea să meargă acolo. Dar altele sunt țările care contează din punctul meu de vedere în Africa. Vorbim de Nigeria, care are aproape 200 de milioane de locuitori. Vorbim de Etiopia, care acum intră în BRICS. Da? Vorbim de Africa de Sud, vorbim de Egipt. Astea sunt țările care contează și care au un PIB mare în Africa. Deci v-am spus, 2 miliarde de dolari PIB-ul Capului Verde. Deci este ca și cum, nu știu, cred că și la Focșani PIB-ul este mai mare decât, adică fără să jignesc pe nimeni, de la Focșani, la Tulcea, la oriunde, un orășel micuț, PIB-ul este mai mare decât în Capul Verde. Dar insulele sunt superbe. Praia, capitala, este foarte frumoasă, este situată la ocean, la Oceanul Atlantic, este o insulă vulcanică, cum spuneam. Răzvan, ultima întrebare. Președintele e un călător profesionist, dar și tu te bate la destinație? Anul acesta, să știți că am devenit aproape invidios, pentru că gândiți-vă că a fost și în Argentina și în Brazilia. În Brazilia am înțeles că s-a dus în capitală, cum e normal, în São Paulo, dar apoi a ajuns și în Rio de Janeiro, pentru că a avut treabă foarte importantă, s-a întâlnit cu viceprimarul. Președintele de țară s-a întâlnit cu viceprimarul din Rio. Deci, dar Rio e fabulos, adică nu te duci în Brazilia și să nu te duci la Rio. Mi se pare că ar fi culmea greșelii. Deci, cine este consultant pe turism la Cotroceni, chiar și-a făcut treaba foarte bine. Apoi a fost în Japonia, a fost în Islanda anul acesta și, bineînțeles, sunt multe alte destinații pe care eu, sincer, nici nu cred că le-am mai urmărit. Dacă mai ajunge și în Australia, am zis că, deci chiar mă bate, da? Eu am o excursie în Australia, dacă vrea, în ianuarie, cu doar 8.000 de euro, poate să călătorească fără să cheltuiască milioane. Da, o ofertă interesantă. Da. Mulțumesc foarte mult, mă Răzvan ofer să-i Pascu. Fiu ghid gratuit. Mulțumesc foarte mult, da. Răzvan Pascu.